cernat. De-abia așteptam să fac interviul ăsta pentru că din totdeauna am fost foarte curioasă să aflu niște detalii despre dansul irlandez. Ani de zile venea câte o trupă la București, la sala Palatului și era o goană după bilete, mai ceva ca la festivalul Enescu. Dar n-am știut că există o școală de dans irlandez la București și am văzut eu că mai se întinde ceva mai mult decât capitala și mi-am zis, uite, o ocazie bună să fie doar, să nu fie doar o întâlnire cu comedia, ci și cu un dans care întotdeauna ne face să zâmbim sau în orice caz ne face să ne simțim bine. Adică ai impresia că dacă îi vezi pe ceilalți dansând, aproape că faci febră musculară, că ai intrat odată cu ei, adică intensitatea e atât de mare încât te rog, Mara, să ne povestești un pic ce și cum. De ce iubirea pentru Irlanda? De ce tocmai pentru dansul irlandez? Pentru că, de exemplu, știam de mult că există o școală de samba la București și întotdeauna apăreau la Ziua Națională a Braziliei sau există o școală de tango, dar de asta îmi scăpase. E, și uite că Stacia School of Irish Dance chiar există de 10 ani. Luna ianuarie a fost aniversarea noastră de 10 ani, primul deceniu de dans irlandez cu profesor permanent în România. N-aș putea spune că am căutat o țară care să îmi placă. Uh-huh. Eu, la origine, studiam limba franceză, oricum. Dar cândva, în timpul liceului, am descoperit muzica irlandeză. Uh-huh. A fost singura muzică care m-a făcut sincer să vreau să mă ridic de pe scaun și să aflu mai multe despre ea și despre felul de a se mișca pe această muzică. Care e foarte complicat felul de a se mișca. Ei, dacă e chiar mai complicat decât rock and roll-ul, aș putea spune. Este. Plăcerea totuși vine din faptul că nu înveți lucrurile complicate de la bun început. Înveți să mergi. Treptat. Da. Mai întâi înveți să te miști ca postura, apoi câțiva pași de bază, câteva dansuri de bază și apoi lucrurile se complică. Da, există și o sincronicitate care trebuie să fie perfectă. Adică nu fiecare trage în altă direcție. Adică, și cred că asta face pe cei care fac parte dintr-o trupă să funcționeze între ei extraordinar. Să existe așa un spirit de echipă, dar cred că și de prietenie. Nu? Absolut, absolut. Faptul că structura dansurilor irlandeze este foarte fixă și că un anumit element pică pe un anumit moment din melodie, asta creează acea iluzie de sincronicitate magică. Noi doar ascultând muzica și executând ce trebuie și lucrând împreună, trăgând cu colțul ochiului să vedem dacă suntem împreună pe linie, să vedem dacă unul din noi poate s-a decalat un pic. Asta se întâmplă la antrenamente, sperăm întotdeauna, da, deci când urcăm pe scenă. Când urcăm, da, pe scenă, sperăm să nu se întâmple. Atunci creăm această magie a sincronicității între dansatori, care, bineînțeles, sunt nu doar colegi de școală, sunt și colegi de trupă și de spectacol. O trupă câți membri are, în principiu, între cât și câți? Pentru noi termenul de trupă este mai mult ceea ce folosim în exterior. Noi suntem școală. Așa. Da, dați niște spectacole la un moment dat. Dăm niște spectacole, deci, bineînțeles. Da. Avem diverse variante de spectacole și în funcție de amploarea spectacolului, de necesitatea de durată și de publicul căruia ne adresăm, atunci mergem cu toți cursanții, chiar și cu cei începători, să arătăm nivelul de la care se începe. Să demonstrăm faptul că, uite, avem copii care dansează, avem adulți care dansează. De la cea mai micuță are 4 ani. Cea mai mare... Și reușiți să o stăpâniți la 4 ani? Este foarte cuminte. Mergi cu un copil atât de mic, de exemplu, la teatru, cum era, știu eu, la teatru la Țăndăie, care era o mare dificultate de a-i ține să nu urce pe scenă. Și mai ales acum, când, chiar dacă se întâmplă în aer liber, copiii toți sunt tentați, dacă e pentru ei, să urce, să vadă, să pună mâna pe actor. Da, este un pic mai greu, dar sunt copii cuminți. Și se învață și disciplină la dans irlandez. Dacă profa a spus, tu stai acolo în pătratul ăla și exersezi ce ți-am arătat, tu asta faci până îți dau voie să iei pauză, pentru că învățând disciplina la curs,
Te obișnuiești să fii unde trebuie și cum trebuie și să faci ce trebuie și pe scenă. Adică e și o formă de educație. Absolut. Ce cred că, într-adevăr, absolut, n-ar strica, mai ales acum unde am, da, constatat că e foarte greu să convingi pe toată lumea să facă același lucru. Exact, exact. Mm-hmm. Pentru noi a fost oarecum mai natural să ne adaptăm, mai ales pentru cei un pic mai mari, cei drept. Mm-hmm. Să ne adaptăm acestor condiții de restricționare a spațiului. Cea mai mică are 4 ani. Cea mai mare are 56, sper să nu mă înșel. Aha. Deci avem de toate vârstele. Mm-hmm. E, bă, și... puteți să aveți și mai mult acum. Na. Da. Am avut de-a lungul timpului și cursante mai în vârstă. Mm-hmm. Mm-hmm. Deci, din punctul meu de vedere, în Steișa, în școală, nu există discriminare de vârstă, există doar aprecierea calităților și a aptitudinilor pe care fiecare din cursanți și din dansatori și le antrenează alături de mine. Și, de exemplu, cursurile astea sunt o dată pe săptămână? Aș vrea eu, aș lucra atât de puțin. Nu, cursurile sunt 6 zile pe săptămână, dintre care o zi online, ceea ce ne-a învățat ultimul an. Da. Dar e bine, pentru că astfel m-am putut extinde și spre fete, spre întâmplător fete, spre potențial cursanți și din alte orașe. Da, aveți și băieți? Stai că facem aici politică corectă. Mai puțin? Da, am și băieți. Da, de ce? Că tocmai mă gândeam că i-ar tenta așa să demonstreze că ei sunt mai grozavi, deci trebuie să fie așa un fel de concurență. Predominant fete, am și băieți, dar cei drept băieții sunt mai puțin atrași, din păcate, din cauza felului în care încă sunt crescuți copiii la noi. Am văzut Billy Elliot, așa că știm exact, da, exact, nu? Exact. Și ar fi o bună idee să-l revedeți oricând ca să înțelegeți un pic cum funcționează ideile preconcepute peste tot. Nu, exact, nu, un băiat aici care vrea să danseze, deja nu mai este suspect. Băiat. Da, exact. Da, da, ei, și da, se simte asta și la noi. Și sunt băieți care vin la dans, dar renunță repede, din diverse motive, dar toate au la bază această noțiune. Dar în Irlanda sunt mai mulți băieți sau mai multe fete? Peste tot în lumea dansului, nu doar a dansului irlandez, peste tot sunt mai puțini băieți. Da? Băieții sunt foarte valoroși. Pentru că știi că trupa aia cea mai celebră irlandeză purta numele unui băiat. Da, pentru că Michael Flatley a fost cel care a transformat acel moment de cât au fost 7 minute de prezentare de la Eurovisionul din 94, l-a transformat într-un show. Este evident că a devenit spectacolul său. Da. Deși înainte de Michael Flatley a fost Riverdance. Riverdance, da? Și au mai fost și alți bărbați soliști. Dar la nivelul la care deci vezi, tot noi... televiziunea l-a făcut celebru. Și pe că Eurovisionul la noi pe televiziune, da, că de-aia ne-am dus noi la Comediest ca să știe mai multă lume. Da, 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 este bine să ajungem și pe televiziune, pentru că lumea, cum a fost cazul, după 10 ani încă sunt mulți... să nu știu în 10 ani, că în principiu aveam impresia că știu tot ce mișcă în privința Irlandei și voi orică mișcați-o la comandă. Dar știam, de exemplu, foarte multe despre cât respect au pentru James Joyce și pentru întâlnirile cu el și care întotdeauna se făceau chiar pe lângă Hanului Manuc. Și de altfel, la Hanul Manuc, într-un an, a fost ziua lor națională sărbătorită a irlandezilor. Știm bine că e pe 17 martie. Și atunci am văzut pe viu prima trupă de dans irlandez și tot așa aveam senzația că nu pot să stau pe loc, deși eu nu sunt deloc ceea ce se cheamă sportiv, ci dimpotrivă, pentru că filmele, în principiu, le vezi stând nemișcat. Sau, mă rog, mișcându-te foarte puțin. Sau în cazul dansatorilor, profitând de timpul petrecut în fața ecranului, făcând stretching. Exact, exact, exact. Da. Așa mai câștigă puțin. Și mai departe înțeleg că puteți să participați și la concursuri. Există concursuri locale sau externe? Există și din 2016. În 2016 am organizat... Noi suntem singura școală de dans irlandez în întreaga țară și eu sunt singurul profesor certificat de dans irlandez. Ce înseamnă certificat? România. Ia să... Am avut de trecut un examen care consta în 5 probe în fața Comisiei de Dans Irlandez din Dublin. Întâmplător, din nefericire, nu am ajuns în Dublin. Examenul meu a fost programat în Manchester, dar comisia a fost aceeași din Dublin. 5 probe de... N-ai ajuns încă? Nu, n-am ajuns încă. Așa asta este gluma vieții așa mele. Așa zici și eu în melodia de la taxi și până la urmă am ajuns. Deci mai zi așa de încă, 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 să știi că ajuns. Exact. Da. Yet, yet.
Deci aflăm și în irlandeză, cum eu zice, yet. O să-l întrebăm pe ambasadă. Da, sunt 5 probe, practice și teoretice. Adică trebuie să știi și istoria. Nu. Istoria dansului lor? Istoria dansului, da. Anumite dansuri. Istoria geografiei irlandezei. Da, avem o probă practică de dansat solo, probă practică de predat solo, probă practică de predat dansurile tradiționale de grup, probă teoretică din aceste dansuri de grup și o probă audiție muzicală, teorie muzicală dintr-un set de melodii prestabilite de comisie. Dar n-ai făcut conservatorul, ai zis că erai pe franceză? Nu, n-am făcut conservatorul și nu am făcut absolut niciun pic, niciun dram de sport până să încep dansul irlandez. Am început de la 000 barat. De la 007. Da. Noi participăm în fiecare an la competiții internaționale și la competiția noastră din București, care are loc de obicei toamna. Participând la acele concursuri, dansatorii și-au făcut mâna și pentru... Cred că și-au făcut și piciorul. Nu? Și piciorul, da. Pentru o execuție mai riguroasă. Care se poate vedea și în filmul prezentat cu trupa noastră, cu Station School of Irish Dance, un proiect în colaborare cu Ambasada Irlandei, care va fi difuzat în cadrul săptămânii de film irlandez de pe Comedy Est. Dansatorii au fost, bineînțeles, emoționați. Normal. Dar le-a prins extraordinar de bine acel background de experiența din competiții. Să facă față presiunii timpului, presiunii camerelor, cerințelor spațiului nou și așa mai departe. Cât sunt în trupa asta pe care ați filmat-o, de exemplu? În formația cu care am fost la filmarea pentru acest proiect, am fost 8 cu tot cu mine. Deci 7 dansatori și eu. Și profesoara lor. Da, într-adevăr. Și dintre acei 7 dansatori, 6 copii și încă un singur alt adult. 2 adulți și 6 copii, interesant. Da, da. Așa. Dintre care 2 băieți. Aha! Deci avem și băieți pe ecran. Sperăm să ajute. Cred că și intru. Da. Concursul din România. Sunt practic cei de la școala voastră care se întrec între ei sau cineva a mai făcut și de capul lui niște dansuri irlandeze fără să aibă un profesor acreditat? Din păcate nu poți concura fără un profesor acreditat. Așa, păi da, ca să știi detalii, că poate îndemnăm să se mai acrediteze și alții. Că oricum tu o să fii prima, rămâi în continuare premier absolută. Nu țin cu dinții de acest titlu, este destul de singuratică situația oricum, deci pe mine m-ar bucura să mai fie cineva dispus să-și ia această calificare. Concursul nostru este tot internațional. Deci avem, la ultima ediție din 2019, am avut peste 7 alte țări participante. Și nu doar din Europa. Am avut cel mai departe, cred că a fost o dansatoare din Japonia care a venit. Wow! E o idee, chiar m-am gândit. Da, da. Deci o geisha. Da, Europa continentală. Cred că am avut chiar și din Irlanda vreo 3-4 concurenți și tocmai în Japonia, cum am spus. Și bineînțeles dansatorii noștri locali. Și premiul în ce constă? E o cupă? E o sumă de bani? E în ce constă premiul? Cu siguranță nu sumă de bani, pentru nu că... Sumă. Păi nu, de-aia vreau să lămurim. Concursul că este... Știi, nici măcar la Oscar-uri nu e o sumă de bani, da. Da, concursul este autofinanțat de noi. Deci automat astea, posibilitățile de premiere sunt standardizate oricum la nivelul comisiei de care aparțin. Sunt cupe și medalii. Dar în cadrul unui concurs, un singur dansator poate să câștige chiar și peste 14 premii, pentru că există mai multe niveluri de dans, mai multe categorii de vârstă pentru fiecare nivel de dans. Și atunci poți, de exemplu, să participi la 5, 6, bine, și doar unul. Depinde cât timp ai dintre... Și un dans cam câte minute durează? Deci cât e o melodie sau mai puțin? Sau sunt niște melodii speciale care durează poate ceva mai mult? În funcție de melodiile pe care se dansează, cel mai simplu dans de începător poate să dureze și doar 35 de secunde. Wow! Dar pentru 35 de secunde de te antrenezi. Exact, exact. Da. Și pot să ajungă cele mai avansate, de niveluri mai avansate, pot să ajungă chiar și la, să zicem, un minut jumate.
Spre deosebire de competiție, uh-huh. dansurile de spectacol pot fi mai lungi. Uh-huh. Pot ajunge și la 3 minute jumate. Păi da. Cele mai scurte au 1 minut jumate. La distanță mi se părea că sunt mult mai lungi și că e ca la un musical, așa, că ține dintr-o parte într-alta. Vezi ce înseamnă să nu fii din interior, să nu vezi niște detalii. Și când dădeați spectacole, unde le dădeați? Oriunde în București. Am avut foarte multe colaborări cu Ambasada Irlandei și implicit am avut spectacole în aer liber, cele de Ziua Irlandei, care au mai avut loc în trecut, inclusiv acum mai mulți ani parade de-a lungul întregii căi Victorii. Păi știm bine că și în America, în continuare, da. Parada lor era cea mai importantă și respectiv aia de la New York acum, sigur că Chicago, cu râul înverzit. Exact. Da, aha, da. Aha. Multe spectacole în diverse evenimente în colaborare cu ambasada, după cum am spus. Sincer, a trecut atât de mult timp de când am avut spectacole, încât undeva în cap sunt, dar... Da. Nu nimic, o să vină mai departe, așa că deocamdată o să vedem și ce au filmat și promitem că de îndată ce vor da un spectacol cu ființe vii și pe scenă și în public, vom fi acolo. Îți mulțumim mult mare! Mulțumesc și eu frumos!